Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Teleeconomia. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre trecerea de la statutul de student la medicină la cel de medic rezident. Cu toții știm că atunci când alegem o facultate, avem în minte numeroase speranțe și vise referitoare la cum va fi viața noastră după momentul absolvirii, însă câteodată realitatea este puțin altfel. Există numeroase povestiri ale absolvenților dezamăgiți de domeniul ales, dar și a celor fericiți cu profesia aleasă, care și-au găsit împlinirea. În ediția de astăzi vom vorbi cu invitata noastră despre o experiență asemănătoare din domeniul medical. Să-i urăm bun venit doamnei Florina Vârnă, medic rezident la Spitalul de Psihiatrie Socola. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! De ce psihiatria, în primul rând? Aceasta a fost și întrebarea mea atunci când mi-am ales psihiatria. Cred că mai mult a fost o chestiune de feeling, pentru că atunci când mi-am ales specialitatea, putem să merg aproape orice voiam la momentul respectiv. Dar și acum mi-aduc aminte acea zi, a fost o zi traumatizantă pentru mine, pentru că eu voiam mai multe specialități, dar nu puteam să mă decid la una anume. Dar până la urmă, atunci când am fost pusă în fața faptului împlinit și am fost întrebată ce să-mi aleg, am ales psihiatrie. Și mi-am dat seama atunci că mai mult a fost de feeling, deoarece întotdeauna mie mi-a plăcut patologia psihiatrică și în anul 6 mi-a plăcut foarte mult atunci când am făcut stagiile de psihiatrie. Este o patologie foarte interesantă și provocatoare. Deci mai mult pentru mine este o provocare această specialitate, deoarece este cu mai multe laturi. Are și o latură psihologică și una socială și una sociologică, teologică, chiar spirituală, și atunci am zis că asta ar trebui să fac pentru că este o provocare și pot să aduc mai multe beneficii societății alegând o specialitate care este la început de drum. Chiar și în lume este la început de drum, nu doar în România. Da, este foarte interesant. Înainte de această emisiune mă gândeam cum ar fi dacă am fi cu toții supuși unui examen psihiatric. Toți din societate, exact cum ne-am făcut analizele acum câțiva ani, când au fost acele vouchere în care ne-am făcut analizele de bază în luna nașterii, da. Acum vreo 6-7 ani, nu mai știu când. Oare ce s-ar descoperi dacă am fi cu toții testați în psihiatric, dar foarte serios, adică nu numai așa să bifăm niște cerculețe în niște teste. Deci, pur și simplu testați psihiatric. Oare toți am ieșit normal, așa cum înțelegem acum normalitatea, sau fiecare are lui? Și niște rezultate ciudate chiar. Știu că văzusem acum ceva vreme un interviu cu marele psihiatru român Aurel Romila, care spunea că societatea este ca un fel de sandwich, iar la interior, cea mai mică parte fiind a oamenilor normali, deasupra fiind psihopații, iar sub fiind cei depresivi. Și spunea la un moment dat că ar trebui să ne facem probleme din cauza celor de deasupra, a celor psihopați, care foarte mulți ajung în funcții de conducere și ne influențează tuturor viețile. Și așa cum vedem peste tot, cei care sunt în funcții de conducere ajung la un moment dat să terorizeze pe subaltern și atunci, din acest motiv, societatea este așa cum este în ziua de astăzi. Și foarte multă lume nu merge la locul de muncă cu plăcere, deoarece acolo este acel spațiu unde nu se pot dezvolta, acolo unde trebuie să fii cu capul plecat, să nu spui exact ceea ce gândești, să nu faci ceea ce vrei, și de aici apar foarte multe probleme. În cealaltă parte fiind patologia depresivă, dacă stăm să ne uităm în jurul nostru, vedem foarte multă nefericire. Dacă ne uităm dimineața în autobuz la persoane care merg la locul de muncă sau în altă parte la școală sau la facultate, vedem lumea că este nefericită, este supărată, și atunci ne întrebăm care este problema. Bine, aici ne gândim și la, fiind în Iași, fiind în Moldova, știm problemele materiale, ne putem gândi la acest lucru, dar nu este așa mare corelație încât, pentru că mai sunt și alte zone unde sărăcia este mare, dar persoanele nu sunt la fel de depresive. Deci, dacă ar fi să facem examen psihiatric serios la toată populația, chiar am avea mari surprize și ne-am întrebat ce caută unii acolo unde sunt când ei se prezintă cu asemenea probleme. Și chiar știu și personal persoane care sunt în anumite funcții și chiar au probleme. Și lumea știe, dar nu se poate face nimic. Deși examenul psihologic
este speculat în fișa oricărui post, din câte știu. Bun, psihologic nu este același lucru cu psihiatric. Așa este, dar adică prima sunt dată... două lucruri total diferite care, din punct de vedere social, se confundă. În momentul așa în care este. Mers la psiholog, ești etichetat drept nebun, că ai o problemă din asta social. Zici că ai fost la psihiatru, este și mai grav. Da, asta este o mare problemă în România, dar și în lume. Dar mai ales în România, pentru că noi stigmatizăm foarte ușor. Dacă punem diagnosticul de nebun, până și numele nebun, adică nu mai ești bun de nimic și toată lumea fuge de tine, inclusiv familia. Iar asta este, cred că este cea mai mare problemă la momentul actual cu persoanele care se confruntă cu aceste probleme psihice. Deoarece ele nu merg nici la psiholog, la psihiatru, nu mai zic să vadă exact despre ce este vorba atunci când au o problemă, deoarece le este frică că imediat după vor fi stigmatizate, li se va pune o etichetă și lumea va fugi de ele. Și chiar așa se și întâmplă. Chiar acum, după ce am început să lucrez de o lună la psihiatrie și văd exact până și familia cum se comportă și nu mi se pare normal. Chiar cred că persoanele cu patologie psihiatrică au cea mai mare nevoie de noi, de societate. Pentru că altfel nu se poate. Dacă ne gândim la patologiile celelalte, de exemplu la un pacient bolnav oncologic cu cancer. Toată lumea vine lângă el și îl ajută, îl susține. Dar de ce să nu fim la fel și cu pacienții care au astfel de probleme? Pentru că până la urmă este tot o boală. Nu putem să dăm vina pe el pentru că are acea simptomatologie și acea boală. Bun, acum depinde că uneori problemele psihice se pot manifesta și prin comportamente violente și atunci automat îi îndepărtăm pe toți cei din jur, bolnavul respectiv îi îndepărtează pe toți cei din jur pentru că este violent ori în limbaj, ori chiar fizic și atunci nimeni nu mai dorește să stea lângă el. În cazul acesta nu ai cum să îi determini pe cei din jur să-l ajute pentru că își fac rău singuri. Asta așa este. Chiar și atunci când mi-am ales psihiatria, toată lumea mă contacta și îmi spunea, de ce ales psihiatrie? Vrei acolo să mergi, o să pleci bătută, că o să te taie, că... Deci asta este o preconcepție, nu este adevărat. Da, într-adevăr, pacienții cu patologie psihiatrică pot fi violenți, dar este o anumită parte din cei care se prezintă cu patologie psihiatrică, iar restul nu se prezintă așa și în afară de acest aspect, ei pot avea să aibă un comportament din acesta violent doar în o singură dată sau de două, asta nu înseamnă că trebuie să fie tot timpul așa. Și atunci noi ar trebui să îi ajutăm. Dacă vedem această patologie violentă, să sunăm la un specialist sau să-i aducem la spital și atunci o să se rezolve absolut tot. Dar dacă noi lăsăm așa, normal că acea afecțiune va evolua și vom ajunge ca în acele cazuri cum a fost în luna decembrie cu accidentul de la metrou. Și nu este deloc rău. Sau, în cealaltă parte, cu patologia depresivă, când noi ne facem că nu vedem o persoană, că, într-adevăr, este supărată mai tot timpul și se ajunge la suicid. Și am văzut în ultimele două luni că numai asta se mediatizează. Și, într-adevăr, este un aspect foarte important, pentru că nu suferă doar persoanele apropiate, ci întreaga societate, pentru că ne influențează noi dacă, bine, aici este și în grija celor din social media, pentru că ei, într-adevăr, pentru a face rating, dau aceste situații și de aici unii pot fi influențați și s-a demonstrat că atunci când se mediatizează cazurile suicid, într-adevăr crește și numărul de cazuri cu suicid. De aici suntem responsabili cu toții să fim atenți la persoanele de lângă noi și să sesizăm aceste patologii psihiatrice și să cerem ajutor. Dacă persoana respectivă nu vrea să ceară, noi suntem responsabili, pentru că până la urmă suntem oameni și oricine poate avea, se poate confrunta la un moment dat cu asemenea patologie. Epidemiologic vorbind, la nivel de Europa, se speculează că unul din trei persoane a avut, are sau va avea o patologie psihiatrică. Deci, dacă ne gândim, unul din trei, da? Iar în America se spune că toți. Unul din doi, adică este foarte serioasă problema. S-au adunat toți acolo. Da, este foarte serioasă problema și trebuie să o abordăm așa, trebuie să vorbim altfel despre aceste patologii pentru
a nu mai fi puși în situații, cum am spus, de suicid sau de tragedii ca cele de la metrou. Bun, despre ce patologii vorbim mai exact? Pentru că dacă e vorba, de exemplu, în America, unul din doi, practic jumătate din populație are o patologie. Acolo deja este ceva normal să ai o patologie sau, mă rog, la ce ne referim mai exact? Hai să pornim de aici, de la noi, din Moldova, de la Iași. Dacă cu ce ne confruntăm mai cu des? Cu ce ne confruntăm? Depresia este o patologie foarte frecventă, cu toții știm asta și vedem și în familiile noastre, dacă ne uităm, vedem persoane care într-adevăr au un anumit grad de depresie, să zic. Apoi, dacă ne gândim la toată patologia psihiatrică, sunt 900, aproximativ 900 de tulburări și boli psihiatrice. Deci foarte, foarte mult. Nu știu dacă mai este vreo specialitate care să aibă atâta patologie. Deci, dacă e să ne gândim, putem să avem un diagnostic din acestea 900, vă dați seama. Din găsim unul. Fiecare câte da, unul. Da. Dar, în special, depresia este favorizantă. Apoi, mai sunt caz de schizofrenie, dar sunt mult mai rare boala oamenilor deștepți, cum se zice, patologia bipolară, apoi cum anxietatea. Cum se manifestă această patologie bipolară? Deci, atunci când o persoană are o tulburare de tip bipolar, sunt două aspecte. Atunci când este într-o perioadă maniacală și mai are și celălalt aspect de depresie, adică oscilează de la o stare de depresie la o stare de euforie maximă. Deci vă dați seama cât de greu poate fi tratamentul la o asemenea persoană care ba este depresivă, ba este într-o stare de euforie, de extaz. Deci asta este patologia, da, tulburarea bipolară. Da. Cum a fost? Acum trecem la partea cealaltă. Cum a fost trecerea de la studenție la partea de profesionist? Am vorbit despre câteva patologii, ok, da, ne încadrăm în ele. Da, e foarte mult de vorbit la patologii și oricum nu sunt în ipostasa acum, abia am început rezidențiatul, deci nu aș putea să vorbesc despre patologie acum, dar pot spune cum a fost trecerea de la student la rezident. Acum mi-aduc aminte, în anul 2, când făceam fiziologia, ne spunea doamna profesor de atunci că atunci când vom trece de la statutul de student la statutul de rezident, va fi ca o tăiere de cordon umbilical. Și tot timpul mi-aduc aminte de aceste cuvinte, pentru că, într-adevăr, exact așa este. Când ești student, nu ai acea responsabilitate, înveți, nu îți vine nimeni să tragă la răspundere, totul este lejer, să spun așa. Dar atunci când intri în spital, totul este nou, începând cu pacienții, care, dacă e să ne gândim, e patologie psihiatrică și din start sunt pacienți speciali, apoi este spitalul, care la fel este un mediu nou pentru noi, din punct de vedere al lucrului, pentru că așa noi suntem în spital din anul 2, tot intrăm și facem stagiile. Apoi personalul medical, care normal sunt persoane noi, începând cu infirmierele până la medicii rezidenți și șeful de secție și domnii profesori. Deci asta, prima dată noi ne-am făcut parafă. Am zis că parafa o să ne responsabilizeze și într-adevăr așa este, pentru că atunci când pui parafa, într-adevăr ești responsabil. Deci asta este aspectul cel mai important, responsabilitatea, atunci când treci la student la rezident. Și este și partea aceasta că, într-adevăr, faci ceva pentru o persoană, pentru persoanele respective, pentru pacienți. Și simți acea mulțumire sufletească, pentru că după 6 ani, după ce ai stat 6 ani în facultate, într-adevăr, aproape că nu credeam că nu se mai termină, ajungi să zici că faci tu ceva, în sfârșit. Dar abia este începutul, adică noi acum iar suntem boboci. Ieri am avut un curs cu un domn profesor care ne-a spus, ați făcut balul bobocilor, adică noi la 26 de ani, când alți colegi ai noștri poate sunt, nu știu, au deja și familie sau lucrează de mai mulți ani și deja sunt realizați chiar și financiar, dacă e să ne gândim, noi încă suntem boboci și o să fim așa, că 5 ani de acum încolo tot o să fim mici, să zic, dar este provocator pentru că în fiecare zi înveți ceva nou, iar psihiatria într-adevăr are ce să îți ofere, nu o să te plictisești niciodată și încă un motiv pentru care am ales psihiatria, acesta este
că este patologie diversă și nu te plictisești niciodată să spui că ai văzut azi ce ai văzut și ieri, într-adevăr. Și chiar la același pacient, în evoluție. Da, asta este foarte interesant, să vezi lucruri diferite la același pacient. Așa este. Cum a fost adaptarea la locul de muncă? A fost greu? Au fost dificultăți? A fost ușor, pentru că eu întotdeauna m-am adaptat foarte ușor la un mediu respectiv, dar a contat foarte mult și colectivul. Sunt norocoasă că am colege mai mari, rezidente, care sunt foarte înțelegătoare și de la care am ce învăța și colaborăm foarte bine. Iar acesta cred că este cel mai important aspect atunci când ajungi într-un spital ca medic rezident. Pentru că dacă atunci când intri în acea clinică și deja vezi pe ceilalți mai mari, tu nu știi exact care sunt mersurile pe acolo, ce se întâmplă, care este treaba. Și dacă dai și de un personal care nu vrea să te integreze, atunci va fi foarte greu. Dar eu am fost norocoasă pentru că sunt persoane foarte înțelegătoare și... Ai auzit alte experiențe negative de la colegii tăi sau de la foștii colegi? La psihiatrie, încă un aspect pentru care am ales psihiatria, pentru că știam că, în general, mediul este foarte ok din punct de vedere al personalului medical, chiar și asistente și infirmiere. Știam acest lucru și am zis că nu vreau să mă duc undeva unde să stau să am numai certuri sau că se întâmplă așa. În orice colectiv probabil se întâmplă. Da, cu toți am auzit de povești, mai ales în sistemul medical, unde știm că mulți se cred Dumnezei și cu orgolii. Asta știm. Dar știam despre psihiatrie că personalul este foarte, foarte ok și dar nu am auzit până acum. Deci vreau să vă spun că eu am ales și din punctul ăsta de vedere, pentru că știam că personalul este înțelegător cu cei care vin acum noi. Am înțeles. Cu ce gânduri ai plecat la drum în momentul în care ai dat admitere la medicină și cum s-au transformat ele pe parcurs? În 6 ani. S-au transformat mult, deci 6 ani chiar sunt, chiar este o perioadă foarte mare. Noi când intrăm la facultate de medicină, nu știm exact în ce vrem. Ne băgăm, ce vrem. Noi credem că este ca în Dr. House și în Anatomia lui Grey și nu este absolut deloc așa. În primii 2-3 ani suntem foarte entuziasmați pentru că este un mediu nou, cunoaștem lume nouă, colegi, absolut tot. În anul 3 intrăm în clinici, atunci este apogeul, toți vrem să ne facem chirurgi, cardiologi, nu mai vedem altceva, iubim pacienții, ne vine să-i luăm acasă. Apoi, în anul 4-5, deja începe să scade entuziasmul, pentru că deja te cam plictisești, nu mai este nimic care să zici, wow, ce patologie, decât în anul 6 la psihiatrie. Asta cu toții. Sunt mulți care își aleg psihiatrie exact în anul 6 când văd acea patologie extraordinară. Dar în rest, asta îți spun, că entuziasmul scade, dar noi rămânem pe aceeași lungime de undă, adică foarte mult. Cred că 99% terminăm facultatea de medicină și dăm rezidențiatul și mulți intrăm pe specializări, dar unii se mai schimbă, pentru că chiar dacă tu zici că îți place cardiologia, dar atunci când ajungi pe clinic, s-ar putea să îți dai seama că nu ești făcut pentru asta, că nu poți rezista fizic, psihic, că nu îți place patologia, că nu îți plac pacienții. Sunt foarte multe aspecte. Și mai este și aspectul material, dacă e să ne gândim. De ce să ne ascundem după deget? Pentru că unele specialități au sporuri și normal că asta contează, având în vedere că noi stăm 6 ani în facultate și chiar investim financiar foarte mult. După aceea ajungi să fii întreținut tot de părinți, este foarte frustrant. Care sunt specializările care au sporuri? Și de ce nu au toate, în primul rând? Nu au toate. Depinde foarte mult de gradul de risc. De exemplu, psihiatria are spor pentru că este acel risc, este normal, dacă ne gândim la patologie. ATI-ul, anestezia și terapie intensivă, normal că au spor, anatomie patologică, medicina legală, acestea au sporuri. Dar o să fim, acum, după legea salarizării, s-ar putea să fim dezamăgiți că cu aceste sporuri, că am auzit că le vor tăia sau ceva de genul. Dar oricum, este un aspect important și partea financiară. Eu știu colegi care și-au ales anumită specializare, deoarece voiau să fie mai bine remunerați pentru a se putea întreține și să nu ajungă iar mamă, dă-mi să-mi plătesc chiria, pentru că v-am spus, încă din timpul facultății ajungi în anul
5, 6, deja este chiar frustrant să ceri de la părinți când alți colegi ai tăi deja sunt independenți. Bun, există posibilitatea care există de mult la alte facultăți să lucrezi în timpul facultății? La medicină nu prea există posibilitatea pentru că ai stagii, oricum în prima parte a zilei ai, nu ai cum, doar să fie part-time sau să fie în vânzări. De exemplu, eu 2 ani de zile așa m-am întreținut, făcând, fiind reprezentant pe vânzări la o firmă de dermatocosmetice și mai știu cazuri de acest gen pentru că lucrezi acasă într-un fel sau da. Îți faci prezentări în weekend. Dar în rest nu poți să-ți iei, să mergi la un job full-time. Este exclus asta, având în vedere că ai și de învățat. Dar la un cabinet privat? Da, dar la un cabinet privat nu ai ce face. Ești student, nici ca rezident nu ai ce face la un cabinet privat. Pentru că nu ai ce abilități ai? Nu. Deci nu, doar atunci când ai parafa de medic specialist, da, atunci ești în măsură să... Adică peste 5 ani, adică, să da, înțelegem. Exact, da, să înțelegem așa, că încă peste 5 ani, da, în cazul meu, că abia am început acum rezidențiatul. Da, asta este medicina, trebuie să conștientizeze că au plecat la un drum foarte, foarte lung și că trebuie să aibă foarte mult răbdare. Deci 11 ani în care da, nu poți face mare lucru. Exact, da. Și dacă ne mai gândim și că personal, dacă nu mergi tu la cursuri, altfel de cursuri, mă refer, de dezvoltare personală sau să citești sau să mergi în diferite medii, nici măcar dezvoltare personală nu poți să zici că faci. Pentru că, până la urmă, înveți doar specialitățile și când ieși, nici asta nu știi bine, pentru că, să fim sinceri, când ieșim de pe băncile facultății de medicină, noi nu știm mai nimic decât să facem grile, pentru că asta am făcut și pentru rezidențiat, am învățat o carte de pe care ni s-au dat grile din tabele. Deci asta e. Practic nu mai spun. Deci nu suntem pregătiți absolut deloc. Absolut deloc. Și atunci ne întrebăm ce ar trebui să se facă în sistemul de învățământ pentru a ieși mai bine pregătiți. Dar nu cred că ăsta este interesul. Cred că... Bun, dar totuși practica făcută în facultate, chiar și pe secție, chiar și cu pacienții, nu ajută? Poate ajuta dacă ar fi pacienți mai mulți și dacă ar fi cadre medicale mai multe, adică să avem asistenți universitari sau șefi de lucrări care să se ocupe de noi, dar ei oricum deja au foarte mulți pacienți de care trebuie să se ocupe, noi mai lipseam și suntem foarte mulți. Asta este problema, că suntem foarte mulți și la secția de română și engleză și franceză, adică gândiți-vă, nu ai timp fizic să te ocupi de fiecare. Și atunci mergeam la un pacient 3 serii de studenți, adică pacient la un moment dat spunea că nu mai poate să mai vorbească cu noi pentru că vă dați seama, este pacient bolnav, nu poate da. Să stea 4 ore să vorbească cu noi despre același lucru. Deci asta e problema, că suntem foarte mulți studenți. Și de aici, când intrăm în spital, cam asta este o problemă, pentru că nu putem să ne dezvoltăm abilitățile așa cum ar trebui. Doar există varianta să mergi personal în găl, să stai, dar și aici depinde de fiecare. Da. Totuși există un paradox. Pe de o parte ducem lipsă de medici și cadre medicale, pe de altă parte spui că sunt foarte mulți studenți. Da. Unde se duc toți acești studenți care devin absolvenți ulterior și, mă rog, după rezidenția devin și ei cadre medicale? Da. Dacă facem o statistică, asta chiar a fost un subiect foarte discutat, pentru că noi ne-am înscris la rezidenția 5.000 de absolvenți anul acesta. Din care toată țara. Da, din toată țara, 5.000, cu aproximație vorbesc. Din care 3.500 am luat examenul, deci 1.500 deja au rămas pentru la anul să dea, anul acesta să dea rezidențiatul. Iar din aceștia 3.500, doar 3.000 am putut să ne luăm locurile, deoarece este o marjă de la notă, trebuie să iei 60% din nota maximă și cei care, deși au luat examenul peste 5, nu s-au încadrat în acei 60% din nota maximă. Deci cam 3.000, da? Deci 2.000 acum stau, da. Într-un fel așteaptă, sunt șomeri. Da. Este extraordinar. Nici nu vreau să mă gândesc. Deci cam atâția sunt în fiecare an. Dar posturile în spitale sunt
blocate, nu se fac angajări și de aici, da, noi suntem foarte mulți, este Facultatea de Medicină la Iași, la Târgu Mureș, la București, Cluj, Galați, Timișoara, deci este inflație de absolvenți în medicină, deci cred că sunt mai mulți doctori în medicină decât avocați și economiști. Decât, da. Că și deci aceștia da. Sunt mulți. Și gândiți-vă că noi ne-am intrat 3.000, dar din aceste 3.000 sunt doar loc, pe loc, doar aproximativ cred că 500 au fost posturi, adică 500 dintre noi vom avea post atunci când terminăm. Restul suntem iar șomeri, când terminăm peste 5 sau 6 ani, depinde de specializare. Bun, mai există și varianta spitalelor private. Presupun că aceste 500 de posturi sunt în spitalele da, de stat. De asta, da. Da, dar și la privat credeți că sunt nu sunt atât de multe posturi. Noi, nu, dar oricum încep să se construiască rețele de spitale private, cele care sunt deja și încep să aibă da, clienți. Așa, dar nu o să fie atât de multe locuri încât să suplinească tot acest număr. Gândiți-vă că la anul vor fi iar atâția și da. Tot așa. Și de ce ne întrebăm? De ce pleacă în străinătate medici? Nu pleacă pentru că vor bani mai... Da, într-adevăr, este un factor important și cel financiar. Dar dacă nu ai unde munci, normal că pleci. Adică nu stai la 30 de ani, dacă eu am 31 de ani atunci când termin specialitatea și nu am post, păi ce fac? Și dacă nu-mi găsesc la privat în țară, normal că plec. Sau unii își găsesc alternative și merg să lucreze în companii farmaceutice sau orice altceva. Pentru că, până la urmă, trebuie să supraviețuim. Da. Deci aceasta este situația. Bun, dar totuși problema nu se pune la absolvenți. Din câte știu eu, problema se pune la medicii care au deja în spate niște ani de practică, cei care pleacă. Domnule, ne pleacă medicii, ne pleacă specialiștii. Da, pleacă rezidenții, că păi, așa este, ăștia sunt mai puțin contorizați. Așa este, păi noi suntem specialiști atunci când ieșim și nu... Deci am fost pe loc și nu mai avem post. Noi suntem specialiști când terminăm. Dacă sunt și cei care au o anumită vârstă, să spun că sunt specialiști de câțiva ani, într-adevăr sunt și cei care pleacă, dar probabil acolo sunt alte cauze. Dacă au deja un post sau un loc... Nu văd de ce ar pleca, poate vor bani mai mult sau s-au săturat de sistemul medical românesc, care știm cu toții cum este și probabil vor o viață mai bună. Dar cei care sunt într-adevăr obligați, că nu au încotro, sunt cei care își dau specialitatea și nu au unde să se angajeze. Da. Da, și de asta unii sunt nevoiți să plece, pentru că altfel nu au ce face în țară. Dar acest lucru nu este cunoscut în momentul în care dai admitere? Că există acest risc destul de mare să nu fie un post de medic atunci când vei ieși? Eu când am dat la facultate de medicină, nu mi-a zis nimeni acest lucru. Nici familia știți cum este, vai, să fii medic, să se mândrească ei, dar nu-și pun problema. Dar acest copil, după ce îl țin 6 ani și după aceea mai stă încă, deci în total 11-12 ani, îl țin așa, ce o să facă după? Familia se gândește doar la acest aspect, pentru că am foarte mulți colegi care au dat la medicină doar pentru că au vrut părinții să aibă un doctor în familie. Iar acest lucru chiar nu este deloc ok, pentru că sunt frustrați acești copii, nu se dezvoltă cum trebuie. Vă dați seama să te duci la un loc de muncă și mai ales cum este medicina, care nu este deloc ușoară, absolut deloc ușoară. Și să faci acest lucru. Vă dați seama că acolo nu poți să ai randament, nu poți să fii la fel de bun și ne întrebăm de ce sunt medici așa cum sunt unii. Din acest motiv, pentru că sunt acolo unde nu le este locul. Și asta vă spuneam, că mie nu mi-a spus nimeni că vezi unde te-ai băgat, ce o să faci peste 6 ani, ce o să faci peste 11 ani, nu. De aceea eu acum când vorbesc cu anumiți tineri care vor să dea la facultate de medicină, eu le spun toate aceste aspecte pentru a ști la ce... Da. La ce drum... Să fii pregătit psihic. Exact, exact. Pentru că este greu. Eu vă spun, chiar nu mi-a fost ușor și nici de acum încolo nu va fi, mai ales în rezidențiat. Și asta, nu sunt informați așa cum ar trebui referitor la acest sistem. Și că sunt mii de absolvenți și că ai șanse foarte mari după ce n-ai 30 de ani să nu ai unde lucra. Mai vorbim acum de să-ți faci familie, să mai călătorești, să ai o viață decentă. Dar acum ne-au promis salarii de
3.500 de euro, deci vor veni la medicină și mai mulți. Da. Spre clar. Bucuria celor care da. De la facultăți de medicină. Exact. Da. Cum este atmosfera la serviciu comparativ cu cea din facultate? Da, ce pot să vă spun? Deci prima zi, când am fost pe secție, eu sunt la secția de paliative. Adică la pacienții care sunt cu demențe, au 80-90 de ani, cam așa, să vă imaginați cam cum deci ar putea să fie... da, care da. Mai îi asiști câți ani mai au, zile, săptămâni. Da. Deci după prima zi am fost și am făcut o vizită cu fetele rezidente mai mari și am plecat de acolo aproape în depresie, eram atât de supărată și am zis că a doua zi eu nu mă mai duc la paliative. Deci am zis, eu nu mă mai duc la paliative. Am plâns în noaptea aia și am zis, Doamne, săraci oameni, cum... Adică, bine, în primul rând îmi puneam probleme existențiale, că într-adevăr la psihiatrie chiar asta este, chiar îți pui probleme existențiale și mai ales acești pacienți care mulți sunt, stau în pat, sunt imobilizați în pat pentru că asta e situația și stai și te întrebi care este sensul vieții. Ce merită să faci, ce... Da, și asta a fost. Deci primul impact acesta a fost pe secția de paliative, dar apoi am zis, gata, mă duc. Strălucit. Da, nu a fost, da. Dar am zis că, mă voi duce în continuare, voi vedea ce pot să fac pentru ei, cât de cât voi... Contează foarte mult să vorbești cu ei, poate mai mult decât terapia care le este administrată. Dar acum m-am obișnuit și chiar vă spun că îmi place. Chiar merg în fiecare dimineață și fac... vizita și chiar îmi place să vorbesc cu ei, să-i întreb și mulți chiar sunt foarte simpatici, chiar vă spun, sunt foarte simpatici și într-adevăr simt că fac ceva, le-a un pic suferința de a fi singur, de a fi în spital, abandonați de familie chiar. Se ajunge la o astfel de situație totuși, pentru că un om la 80-90 de ani are o viață în spate, are o poveste. Cum a ajuns acolo, de fapt? Păi sunt mai multe situații. În situația de față sunt, au copii, unii chiar au copii, că noi întrebăm să vedem exact situația lor socială, familială și nu are cine să stea cu ei și normal că îi internează în spital, la îngrijiri paliative, pentru că au o vârstă, deja oricum au diagnosticul de demență, asta de diferite grade, dar în special este moderat severă și sau unii care nu au pe nimeni și atunci nu unde să fie duși. Da. Acesta este ultimul, cum să spun, ultima treaptă. Și de asta îngrijirile paliative, până și în oncologie, îngrijirile paliative, este îngrijirea bolnavului oncologic la care nu poți să-i mai faci nimic. Adică știi că va muri, dar să-i faci ultimele zile, luni, depinde de fiecare, să-i le faci mai bune. Adică să plece pe cealaltă lume mai bine. Împăcat și... Bun, dar, fără dureri. De exemplu, la bolnavii oncologici, această îngrijire paliativă în spital nu durează foarte mult. Deci nu poți sta internat acolo pentru tot restul vieții. La psihiatrie poți sta? Adică un bolnav, cum ați spus, în situația aceasta... este internat acolo? Da, este pur și simplu. Este internat, apoi se poate externa atunci când situația este ameliorată, apoi se reinternează dacă poate sunt anumite, internat permanent? Permanent nu, din câte am văzut eu până acum, nu sunt permanent, că stau o lună, două, apoi sunt externați, revin pentru că s-au acutizat sau pentru anumite probleme, dar nu am văzut de ani de zile să stea. Deci cam asta, da. cam din datele din foi, cam o lună, două, așa am văzut internarea să fie. Acum, dar dacă ar fi să mă refer la ceea ce se face în spitalul de psihiatrie, există multe glume, zvonuri, cum am vrea să le spunem, conform cărora cei care lucrează acolo capătă după ani și ani câte puțin din personalitatea pacienților. Hai să nu spun că nebunesc și ei, dar trebuie să intri cumva în pielea pacientului astfel încât să-l poți înțelege. Înțelege. Da, asta este adevărat, că trebuie să intri în... să fii într-un fel ca el, ca să-l poți înțelege, ca el să aibă încredere în tine, dar nu neapărat. Acum depinde de
persoană, depinde dacă tu ești mai instabil, nici nu ai ce căuta la psihiatrie dacă ești mai instabil sau să știi că te confrunți cu o anumită patologie emoțională sau psihologică, nu ai ce căuta să fii medic psihiatru. Asta este din start, nu faci absolut nimic bine, pentru că nu ai cum să-ți ajuți tu pacienții dacă tu, în primul rând, ai o problemă. Dacă ar fi să mi-aduc aminte de câteva filme realizate pe această temă, câteodată medicii psihiatri care au o problemă pot trata mai bine pacienții decât cei care nu-i pot înțelege. Depinde de problemă, cât de mult se reflectă în relația cu pacientul și cum... Da. Da, am văzut în filme, da, într-adevăr, atunci când... Cum se pune în practică filmele cu psihiatrii, într-adevăr, psihiatrul respectiv este mai ciudat, este, într-adevăr, parcă seamănă cu pacientul și, da, îl face bine, a descoperit exact care este problema. Dar, în realitate, nu cred că este atât de mult. Dacă tu ești echilibrat și, într-adevăr, faci, ești atent la tine ca om să... vezi exact ce se întâmplă, nu poți ajunge să nebunești doar pentru că ai lucrat toată viața cu persoane cu patologie psihiatrică. Da. Da. Care ar fi planurile pentru viitor? Cum vedeți viitorul celor 5 ani? Oh. Să nu zic mai mult. Da. Primul an va fi de acomodare și de intrat în toată patologia și studiat intens, asta e foarte clar și, de fapt, în toți anii va fi așa. Dar, în afară de partea de spital, eu m-am gândit că vreau să mă implic și social, pentru că este mare nevoie, așa cum am spus la începutul emisiunii, este mare nevoie de a scădea această stigmatizare și este nevoie de campanii antistigma și de educație. Pentru că dacă nimeni nu educă populația și nu le spune exact despre ce este vorba atunci când vorbim despre un pacient cu depresie sau cu schizofrenie sau cu tulburare bipolară sau cu anxietate, lumea nu știe, v-am spus lumea ce crede, că voi pleca de la psihiatrie tăiată, v-am spus. Deci lumea are așa o idee ireală despre ceea ce înseamnă bolnavul psihic și nu este exact așa și în această cauză persoanele respective sunt stigmatizate și nu se mai pot reintegra social după ce li s-a pus un diagnostic, iar acest lucru chiar este grav. Chiar se vorbește de reintegrarea la locul de muncă a persoanelor cu anumite tulburări psihice. Bine, aici depinde de ce tulburare, că nu putem vorbi de situații grave și să meargă la muncă. Dar sunt anumite patologii care, într-adevăr, oamenii pot fi reintegrați. Și cine să-i reintegreze dacă nu noi, dacă nu societatea? Exact. Și de aceea trebuie să fim educați, să știm exact cu ce se confruntă o persoană bolnavă psihic. Apoi familia ar trebui în sănătate. Știu că sunt asociații care se ocupă de aparținătorii persoanelor bolnave psihic și le explică exact despre ce este vorba la persoana respectivă. Dacă ai depresie, le explică ce este depresia, cum să aibă grijă de ei, cum să le administreze medicația, cum să vorbească cu ei. Dar în România nu am auzit de o asemenea asociație și chiar cred că ar fi binevenite. Pentru că de la familie ar pleca, ei ar povesti și le-ar spune și celorlalți prietenilor și așa am merge din aproape în aproape și am educa câte puțin toată societatea la un moment dat. Dar trebuie și campanii foarte serioase de antistigma plecate de sus, poate și prin intermediul medicului de familie, nu știu exact, dar chiar mi-ar plăcea să fac o campanie de acest gen. Și cred că voi face chiar parcursul facultății, Doamne, deci gata, nu mai sunt la facultate. Deci, vedeți, încă nu sunt conștientă că deja sunt medic, dar pe parcursul rezidențiatului. Apoi mai este și problema asistenței sociale pentru pacientul bolnav psihic. Dacă e să ne gândim la centrele de sănătate mentale din străinătate, acolo, da, un centru este cu psihiatru, psiholog, ergoterapeut. Da, despre ce vorbim cu ergoterapia, la fel și în România. Ce dacă este ergoterapia? Este cu terapia prin muncă. Deci dacă tu ai un pacient care are, să spun, demență moderată sau
ușoară. Tu vrei să îl ții cât mai mult, să aibă capacitatea să se autoîngriji, de a-și avea grijă singur de el, să meargă. Și asta, dar în România, la fel, nu sunt programe prin care să fie instruiți acești ergoterapeuți. Iar asistenții sociali, unde sunt? Pentru că un centru de sănătate mentală, pe lângă faptul că sunt pe hârtie foarte multe, nu sunt cum ar trebui să fie funcționale. Adică un asistent social să meargă după ce am externat pacientul de la psihiatrie, ce se întâmplă după aceea cu el, cine are grijă de el, cine știe ce medicație a luat, cine știe cum doarme, ce mănâncă, unde merge, ce mediu, în ce mediu trăiește. Iar toate aceste aspecte sunt văzute de către asistentul social. Iar la noi nu sunt. Deci, despre ce vorbim? Este un cerc vicios în care pacientul este internat, este stabilizat, primește un tratament la externare și merge în același mediu, nu se știe dacă ia tratamentul, nu se știe exact ce se întâmplă cu el, apoi revine din nou la spital pentru că s-a acutizat sau ce se poate întâmpla sau cum este în depresie, că se sinucid și multe și alte... Atât. Da, sau fac acte în acestea de violență și omoară și pe alți oameni. Deci asta este problema. Că nu avem o rețea de psihiatrie comunitară. Și chiar este foarte important. Pentru că, și în străinătate v-am spus, deci asta este, la ei este psihiatrie comunitară. La noi încă este instituțională. La psihiatrie, frumos, e plecat acasă și după aceea via. Da. Ținând cont că am ajuns la finalul emisiunii, aș vrea să facem un rezumat scurt al proiectelor în care v-ați implicat până acum. Așa, deci anul trecut, chiar dacă am fost în anul 6, a fost un an foarte, foarte plin. Am avut o campanie de donare de sânge, chiar pe o perioadă destul de lungă, cam 8 luni. De fapt, și acum, dacă e să mă solicite lumea, oricum tot vorbesc cu pacienții, cu cei care au donat atunci și ajut. Și a fost o campanie în care chiar am avut mare succes și... chiar sunt foarte mulțumită de ceea ce am putut să fac, pentru că am ajutat multe persoane care aveau nevoie de sânge. Apoi am mai avut o campanie de conștientizare de a utiliza responsabil antibioticele, pentru că și aici este o altă problemă. Este o altă problemă și acum vedeți că ne confruntăm cu gripa și sunt foarte multe cazuri și vă spun sigur că se iau foarte multe antibiotice, fără a fi nevoie. Apoi am avut, mi-am susținut licența cu un subiect foarte important pentru mine și pe care vreau să îl dezvolt mai departe, vreau în acest an, dacă reușesc, pentru că este anul centenarului, vreau să scot o carte cu femeile medic care s-au implicat pe front în primul război mondial. Și trebuie să mă mai gândesc, cred că am, dacă nu omit ceva, dar cam astea sunt cele trei proiecte mari. Da. Iar acesta cu femeile vreau anul acesta să-l definitivez cu o carte, care mai mult să fie de a da exemplu femeilor, pentru că noi tot timpul suntem așa, ne simțim inferioare bărbaților, că nu putem. Trebuie să avem mai mult curaj, iar aceste femei pe care le-am descoperit eu lucrând la licență chiar sunt niște femei extraordinare, de la care avem ce învăța și să le luăm exemplu, având în vedere că suntem după 100 de ani și acum avem atâtea posibilități și chiar suntem libere să facem tot ce vrem, numai să avem încredere în noi și să ne implicăm cât mai mult în viața socială, pentru că aici noi ducem lipsă. Da. Mergem la muncă, mergem, ne facem familie, dar social nu suntem deloc implicați. De aici vedem și ce se întâmplă în politică, pentru că nu mergi măcar la vot. Da. Așa că trebuie să este ne implicăm foarte și social. Interesant acest proiect. Eu vă doresc mult succes cu el. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea de Eu astăzi. Eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare vineri de la ora 19. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizualizați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!